Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Vă spun la o nouă întâlnire cu cântecul nostru popular și interpreți îndrăgiți de dumneavoastră. Iată, porțile cântecului s-au deschis și în ultima săptămână dinaintea învierii Domnului și am încercat să aduc și de această dată în casele dumneavoastră o interpretă pe placul dumneavoastră. Așa cum știți, una dintre dorințele mele a fost ca totdeauna să aduc în fața dumneavoastră tineri interpreți ce merită să stea în stânga mea și care, spun eu, reprezintă viitorul cântecului popular românesc. Și mai spuneam în emisiunile mele că sunt ferm convins și totdeauna am crezut că în Mehedinț este un izvor nesecat de cântec. Copiii de la 3-4 ani cântă, cresc și după aceea reușesc să cucerească juriile de specialitate, scenele unde urcă în concursuri și festivaluri le aparțin și nu întâmplător din Mehedinți ne bucurăm de interpreți renumiți. Astăzi am ales o floare mândră din grădina cântecului mehedințean. Eu am spus o revelație a tinerei generații și o să vă convingeți că așa este. Și vreau să-i mulțumesc din suflet că a răspuns prezent invitației mele pentru a o face cunoscută și mai mult și a vă bucura de cântecele sale. Dați-mi voie să salut prezența în studioul televiziunii Accent TV și să deschid porțile mari pentru Ana Maria Oprișan. Bună seara, Ana, și bine ai venit în emisiunea noastră. Bună seara și bine v-am găsit. Mă bucur tare mult că sunt prezent aici alături de dumneavoastră pentru a intra în casele oamenilor cu cântecele mele și sper din suflet să fie pe placul lor, mai ales că suntem în prag de sărbători și îmi doresc să le bucur inima cu cântecele mele. Este prima emisiune pe care o realizez împreună cu Ana Maria Oprișan, deși am căutat așa puțin acum în memoria mea și mi-aduc aminte că erai copil când filmam în zona Mehedințului, după aceea am venit odată la Severin, la așa doamna este. Sița Novac. Sița Novac, atunci vezi? Când făceam parte, văd că vă aduceți aminte și mă bucur tare am mult. Am umblat puțin în calculator. Da. Aveți memorie bună, într-adevăr, da. Făceam parte pe atunci din grupul de la Palatul Copiilor din Drobeta, turnul Severin. Da. Eram micuță, cred că prin clasa a treia sau a patra când se întâmpla lucrul ăsta. Da. Și mai știu că vii dintr-o zonă bine cunoscută a Mehedințului, din Bala. Da, comuna Bala, satul Rudina. Acolo, acolo este... unde au fost băile odată. Mai exact. Sunt băi? Mai sunt, sigur că ia, da. Ce bine. E o zonă frumoasă și încă mai vin turiști pentru recuperări, tratament. Cum se știe. Da. Da. Îți mulțumesc din suflet că iată astăzi, într-o săptămână, zic eu, specială pentru toți creștinii noștri ortodoxi, ne întâlnim și încercăm să aducem un strop de bucurie în sufletele dumnealor. Ca de fiecare dată, vreau să mulțumesc colegilor mei din regia de emisie. Este vorba de prietenul meu drag Bogdan Țurcaș, care se află la pupitru de comandă, de Ionuț Șorop și, bineînțeles, nu pot să-l uit pe Nea Sabin, prietenul meu de aici, din platou, cel care a venit special în această seară ca împreună să ducem la bun sfârșit această emisiune. Vă mai fac cunoscut din nou și numărul de telefon la care dumneavoastră puteți suna și intra în legătură directă cu noi, 0353 414410, iar din acest moment spunem start telefoane. Alo! Alo, bună seara, domnul! Bună seara!
Da. Da, o aici ai pentru Ana Maria, multe date și pași fericie. Pentru tine, un Paște fericit. Mulțumesc. Pentru colegul vostru și pași fericie, tot colegi, pentru epoata mea ca imediate, pentru mama mea ca în Pisai, în Paris, da. Îmi face bine, multe date și din partea mea. Și da. Pentru epoata mea ca e supată pe mine, că nu știu, că nu vine nici acasă, nici da. Mama din Pisai. O seară bună în continuare și tot binele din lume. Măi, Ana, uite da. Ce trecut timpul. Se duse timpul ca vântul. Așa este, trecere. Erai un copil mic, frumos și talentat. Mulțumesc din suflet. Și iată că au trecut anii și astăzi Ana Maria Oprișan e un nume cunoscut și nu numai cunoscut, un nume foarte apreciat în muzica populară. Mulțumesc. A însemnat multă muncă pentru tine, mult efort. Da. A însemnat foarte multă muncă, dar am depus-o cu plăcere și cu pasiune. Asta vreau să spun, dragoste și... Sigur că da. Și sunt sigură că o să mai fie de muncă, pentru că încă nu am ajuns acolo unde îmi doresc. Tot timpul este loc de mai bine. Așa că eu depun eforturi, să zic așa. Și totodată fac lucrul acesta cu multă dragoste pentru cântecul popular și pentru toți cei care mă ascultă și mi-apreciază cântecele. Da. Mai avem o legătură telefonică. Alo! Alo, bună seara! Sărut mâna și bun venit în emisiunea noastră! Bine ați venit în casele noastre, dumneavoastră și invitata Doamna dumneavoastră. Doamna Motoi din Târgu Jiu? Da, mulțumesc că m-ați recunoscut. Sărut mâna, voi vedeți? Da, bună seara, da. Frumoasă voce are domnișoara dumneavoastră din platoul de acolo. Păi de unde acolo. Știți că n-ați auzit-o? Am auzit-o cântând mai de mult. Pe la aparat, pe la... Da. Vezi, Ana, da. Lumea deja te cunoaște. Ești deja un brand da. În muzica populară. Doamne are ajută, foarte frumoasă. Să fie, da? Așa cum spune. Înseamnă că am reușit, am reușit în seara asta să aduc în fața noastră un om pe placul dumneavoastră. Da, da, da. Și o voce foarte frumoasă. Vreau și melodiile de la fata dumneavoastră din platou, da? De la domnișoară, să fie pentru soțul meu, Costel Motoi, pentru părinții mei, familia Zinca, Gheorghe și Leonora, pentru socrii mei, Vasile și Irina Motoi, pentru da? Familia Talabă, Georgiana, Claudiu, Sebastian și Nicolae, și pentru sora mea, Nicoleta și Robert Coman. Și o emisiune cât mai frumoasă și realizări pe toate planurile dumneavoastră. Doamna Motoi, dați-mi voie să vă da. Mulțumesc din suflet pentru intervenție. Mă bucur că o îndrăgiți pe Ana Maria Oprișan. Și, da, are și o vorbe foarte da, frumoasă. Și pentru că se apropie cu pași repezi marea sărbătoare a Învierii Domnului, dați-mi voie să vă urez și eu un Paște fericit dumneavoastră, mulțumesc, familiei dumneavoastră. La fel și dumneavoastră și tuturor celor ce vă înconjoară. Sărut mâna. Doamne ajută. Ana, eu vin de la Craiova o dată pe săptămână. Nu vin pentru bani. Vin de dragul gorjenilor mei. Pentru că eu m-am născut în Gorj, undeva pe Valea Amaradiei. Și iubesc cântecul de când eram mic. Am crescut cu cântecul, m-am realizat prin cântec și am ajuns, iată, să slujesc cântecul popular și să fac ceva pentru cântec, pentru artiști. Fie că sunt în Gorj, fie că sunt din Dolj, fie că sunt din Mehedinți, din Argeș, Pitești, București, Vâlcea, nu contează. Important este că familia mare a cântecului popular și mari artiști m-au făcut să înleg sufletul de ei. Așa cum l-am legat și de tine și sunt sigur că totdeauna când vei urca pe o scenă vei călca cu fruntea sus, cu sufletul deschis, că tot ceea ce faci, faci cu drag, din drag, pentru cei dragi. Cât de frumos ați vorbit, mă emoționați de fiecare dată când vă ascult cuvintele mărețe, pentru că
Deși ți-am spus că nu putem să facem emisiunea, că am uitat vorbele acasă, nu? Nu le-ați uitat niciodată, nu le uitați, asta știu sigur. Mă mai întreba cineva cum fac, scriu pe hârtie și repet seara? Nu. Nu este cazul dumneavoastră să faceți lucrul acesta. Ați vorbit foarte frumos, iar noi vă apreciem pentru toate emisiunile pe care le-ați realizat și... Filmele pe care le-am realizat. Da, exact. Pentru absolut tot, eu țin minte de când eram mică și am filmat împreună și ăsta este motivul pentru care vă respect. Știi, și mă bucur din suflet. Decât să filmez cu 20 de artiști, mai bine filmez cu 3, dar filmez ce trebuie. Da? Da, într-adevăr. Haideți să mai luăm un telefon. Sigur că da. Alo! Alo, bună seara! Bună seara și bun venit în emisiunea noastră! Bine v-am găsit! Dacă tot vorbeați de realizări dumneavoastră, domnule Nelu Șerban, și dumneavoastră aveți realizări. Poate mă enumăr printre realizările dumneavoastră, printre oamenii în care dumneavoastră v-ați pus așa amprenta și poate ați avut încredere în mine când alții nu aveau și vă mulțumesc. Nu vreau să vorbesc prea mult, vreau să o salut pe Ana, să-i spun că o iubesc din suflet și că apreciez tot ce face. Este una din vocile mele preferate din Mehedin. Îți mulțumesc din suflet, te-am recunoscut după voce, nu este nevoie să te prezinți. Prietenul meu drag, Marian Medregoniul. El a bătut puțin, apropo. Da. Te pupăm cu drag. Îți mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Mă uit cu drag la dumneavoastră, mă uit ce este drept pe telefon. Mă uitam pe telefon la live-ul de pe Facebook și sunt bucuros că Ana este aici la noi, la Târgu Jiu. Iar după ce termină emisiunea, Ana, vreau să-i spun că o aștept la mine la un tocan de oaie. Am tocanul pe foc, Ana. Oh, ce bun! Marian! Da, domnul Nelu. Să știți că în acest moment, în mintea mea, te văd copilul ăla mic de 4 ani, de 5 ani, 6 ani și în creștere, când veneai cu mămica ta după tine, căreia îi spun sărumâna, și mă întreba... Ce ziceți? Băiatul meu o avea vreun viitor? Și eu îi spuneam la mama ta, eu zic că va fi unul dintre cei mai buni din generația lui. Și vezi că timpul a trecut așa cum a trecut și la Ana, iar voi astăzi, măi, sunteți minunați, sunteți extraordinari. Eu mulțumesc lui Dumnezeu că în această generație sunteți câteva stele, așa vă pot eu numi, stele ale cântecului popular. Mulțumim din suflet. Mulțumim din suflet și dacă astăzi ne este bine, ne este bine și datorită unor oameni care ne-a scos Dumnezeu în cale, iar dumneavoastră sunteți unul dintre acei oameni, cel puțin pentru mine, cred că și pentru Ana și pentru mulți Delia Barbu, mai salut. Mari, mai mici. Delia Barbu, Olguța Berbec. Da. Olguța e ca și fata mea, așa că nu am trecut prin mâinile dumneavoastră. Aveți un feeling așa pentru mehedinți, într-adevăr, și doamna Mărioara Murărescu avea o dragoste aparte pentru mehedințeni. Iată că și dumneavoastră, iată că și realizatorii de pe la București au o dragoste aparte pentru noi. Poate Dumnezeu ne iubește pe noi pentru că suntem acolo la munte, mai aproape de El. Măi, Oltenia au fost și sunt sus. Tu știi că cele mai mari mării ale cântecului își au esența de aici, din Oltenia. Te îmbrățișez. Într-adevăr. Te îmbrățișez cu drag, m-ai făcut o surpriză plăcută și mie, dar Anei sunt sigur că... Mai ales, îți mulțumesc din suflet pentru intervenția telefonică și pentru cuvintele frumoase. Tu știi că eu te apreciez din suflet și te port în sufletul meu încă de când eram copii și participam prin festivaluri, ne știm de atâta vreme. Să ne cheme la nuntă. Sigur că da. Să mă chem să-ți cânt. Și să dea Dumnezeu peste ani de zile, așa, când om celebra noi 40, 50, 60 de ani de carieră, Ana, să fim tot așa împreună și să fim cu toții uniți. Doamne, pentru că suntem o mână de soliști în mehedinți, de tineri în mehedinți și trebuie să fim uniți la fel cum au fost și cum sunt și înaintașii noștri. Vă doresc o seară frumoasă. Sărut mâna mamei tale.
mulțumesc din suflet, o să-i transmit dacă nu se vede la televizor. Te pup și te îmbrățișez cu drag. Mulțumesc, ne-ai făcut o surpriză frumoasă. Haide, te rog, să cântăm. Sigur că da. Doamnelor și domnilor, am să rog în continuare pe Ana Maria Oprișan. I se mai spune și Ana Maria Ion Oprișan. Ea e bogată în nume. Să ne cânte și să ne încânte, special pentru toți telespectatorii care urmăresc în acest moment postul de televiziune Accent TV, și vreau să-i salut în mod special pe toți prietenii noștri de pe Facebook care ne urmăresc în direct acum în țară și în străinătate. Scot lângă părinți, fată de la Mehedinți, ochișorii ca de floare, suflet cu inimă mare. Am crescut lângă părinți, fată de la Mehedinți, ochișorii ca de floare, suflet cu inimă mare. Codrii mi-au fost mângâiere, muntele mi-a dat putere, iar apa de la izvor mi-a astăpărat din dor. De piept coadă împletită, de la joc sunt nelipsită. Vezi, sunt ochișorii mei ca și frunzele de tei. Floarea de tei îmi florește, multă lume mă iubește. Port în ochi sclipiri de stea, mulți băieți pe mine m-ar vrea. Floarea de tei îmi florește, multă lume mă iubește. Port în ochi sclipiri de stea, mulți băieți pe mine m-ar vrea.
Iată, dragii mei, că am ascultat-o pe Ana Maria Oprișan interpretând primele două cântece. Unul de dragoste, că e tânără, iubește. Of, ce ți-a dat Dumnezeu? Ți-a dat și frumusețe, ți-a dat și glas, ți-a dat și dragoste și iubire. Să-l rogi pe Dumnezeu să fii sănătoasă. Doamne ajută, așa să fie. Mulțumesc din suflet pentru aprecieri. Uite-te bine la mine. Fac declarație în fața camerelor aici al lunea Sabin Cosmulescu. Începând de astăzi, cu acceptul tău, vei face parte din staff-ul meu de spectacole. Vreau să îi atenționez pe primarii mei din Gorj, din Dolj, din Nol, din Mehedinți, că avem o nouă stea în staff. Așa că... Mulțumesc din suflet, cu mare drag o să accept invitația dumneavoastră. Tu ai văzut, eu din Mehedinți colaborez cu foarte mulți interpreți și vreau să spun că peste tot unde am ajuns cu ei, niciodată n-am avut reproșuri, din contră, a fost suficient să urce un artist pe scenă și știi cum se obișnuiește să se invite primarii între ei. Da. Au început. Domnul Nelu mi-a adus și mie pe fata asta. Normal. Uite. Păcat că n-ai fost cu o săptămână mai înainte, că acum am tipărit afișele de duminica cealaltă. Alo! Alo! Bună seara! Bună seara, domnul Nelu! Bine ați venit în emisiune! Bine v-am găsit, sunt Liviu Olteanu de la Craiova și... Păi mă, Liviule, vocea ta e inconfundabilă, pentru mine cel puțin. Și pentru mine l-am recunoscut imediat. Mulțumesc, vreau să vă spun că am ținut foarte mult să intru cu colega mea, pentru că Liviu, dăm voie, Liviule, la telefon se află Liviu Olteanu, un alt tânăr interpret valoros din Oltenia, el locuiește la Craiova, este laureat al festivalului Maria Tănase și al mai multor festivaluri, dar pentru mine cine obține un trofeu la Maria Tănase este deja un artist. Mulțumesc că mi-ai dat voie să te prezint. Te ascult, Liviu. Vă mulțumesc, domnul Nelu, și pentru că în seara asta este dedicată unei colege deosebite cu o voce de aur, vreau să vă spun că o apreciez din suflet. De când o vedeam în emisiunile doamnei Marioara Murărescu la Televiziunea Română. Sigur. Și vreau să-i urez succes, să-ți urez succes, draga mea, și să dea bunul Dumnezeu să ne revedem sănătoși și să știi că sunt alături cu sufletul în tot ceea ce faci tu. Îți mulțumesc. Tu ne urmărești acum, Liviu? Sigur, da. Bun. O să fii și tu prezent aici într-o emisiune ca telespectatorii postului regional de televiziune Accent TV să te cunoască, pentru că meriți să fii și tu aici. Și îl rog pe Mulțumesc. Bunul Dumnezeu să poți să mergi mai departe cu aceleași succese pe care le-ai avut și până acum. Mulțumesc, domnul Nelu, succes, draga mea Măriuță, și tot binele din lume vi-l doresc. Mulțumim din suflet, mulțumesc că ai intervenit telefonic. Uite, a fost o surpriză plăcută pentru Ana. Foarte plăcută, chiar nu mă așteptam. Îi doresc din suflet și lui să aibă numai succes și parte numai de realizări, pentru că este un coleg minunat, are un suflet deosebit. El a lucrat foarte mult și e foarte apropiat de doamna Paula Dogăruiu, da. Un om asta știu. Extraordinar de la Craiova, care a îndrumat foarte mulți interpreți de muzică populară, o doamnă pe care eu din totdeauna am apreciat-o și le-am spus tuturor celor din cultură de la Dolj să nu uite niciodată rolul doamnei Paula Dogăruiu în promovarea interpreților din Oltenia. Sigur. Alo! Să trăiască domnul Ionu Șerban. Bună seara și bun venit în emisiunea noastră. Neamicu, pota vă deranjează? De la Dănciulești,
de la Merinești la stânga, Dănciulești de da. Gorj pe partea aceea, știi? Vă rămânăriu, domnișoara Maria, Ana, Ana Maria. Bine ați venit în casele noastre. Mare drag. Așa, ce să vă mai ceru la dumneavoastră? Tot programul muzical din seara asta. Da. Să fie pentru toți prietenii mei, pentru dumneavoastră, pentru regie și toți ce se uită la Accent TV Gorj. Ne bucurăm că ați intrat în legătură directă cu noi. Dați-ne voie să vă urăm și noi toate cele bune cu ocazia Sfintelor Sărbători Pascale. Da. Să vă bucurați de viață, să vă bucurați de toți cei dragi. Da, domnul meu. O seară minunată, domnul Fota. E unchiul Marian Ionescu, dacă l-ai știut. Nu am știut. Da, Neanicu Fota. Da, draga mea, vreau să îți adresez o întrebare. Îți reamintești de primele tale începuturi când erai copil? Da. Erai într-un grup folcloric? Făceam parte din grupul de la Palatul Copiilor din Drobeta Turnu Severin, grupul doamnei Sița Novac. Da. Țin minte că mergeam prin concursuri locale atunci. Da. După care consider eu că am avut o... Și domnul Burețea, Dumnezeu să-l ierte, era după voi cu camera și sigur. Vă filma. Așa este. Și era specializat în folclor la Turnu Severin. Într-adevăr, ținea tot Datina. Timpul emisiuni. Nu? Datina, da. Vezi? Ce bătrân e Neanelu. Știți? Da. Țineți minte toate detaliile. Da. Eram copil atunci când făceam parte din grupul respectiv și... Cum vă numeați voi? N-am avut un nume al grupului. Acum se numește Oltenaș și Oltencuțe. Acum. Da, 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 acum e Oltenaș. Atunci nu ne numeam așa. Da. Și doamna Sița mergea cu noi prin festivaluri. O salutăm acum pe doamna Sița Novac. Sigur că da. Îi sunt recunoscătoare pentru tot ce a făcut pentru mine la începuturile mele. Și momentul în care eu consider că rămâne emblematic, așa, ca o evoluție pentru mine, un pas mare pe care l-am făcut, a fost atunci când am participat la un festival de muzică populară la Prundeni, în județul Vâlcea. Vâlcea. Acolo unde în juriu era domnul doamna... Horescu. Exact. Vezi că și pe asta o știi. Și în juriu era doamna Marioara Murărescu, pe lângă mulți alții... Care te-a reperat... Sigur că da, și la nicio săptămână distanță, după ce am câștigat locul întâi la acel festival, m-a chemat în emisiune la dumneai, da. La Tezaurul Folcloric. Să vedem cine ne cheamă la telefon acum. Sigur că alo. Da. Alo! Bună seara! Bună seara și bun venit în emisiunea noastră. Vă rog să ne scuzați că ați aștepta puțin. Nu este nicio problemă. În primul rând, felicitări pentru invitata dumneavoastră, pentru Ana Maria Oprișan, o solistă de muzică populară și o artistă care pe drumul cântecului popular a avut și are o evoluție foarte bună și cred că va ajunge un reprezentant de frunte al folclorului neregințean. Mulțumesc din suflet, mulțumesc pentru bucurile bune. Cu cine avem onoarea? Domnule Șerban, dumneavoastră felicitări pentru ceea ce faceți pentru folclorul românesc. Mulțumesc din suflet. Pentru că, așa cum spun eu, folclorul reprezintă emblema poporului român. În primul rând vă salut toți telespectatorii dumneavoastră și toți gorjenii să aveți parte de un Paște liniștit cu multă lumină în suflet și căldură în suflet și așa cum prima dată învățăm să fim mai buni și mai drept. Sunteți domnul Cristian Bănățeanu? Bineînțeles. Uite ce ureche bună aveți. Extraordinar. Ai uitat, tati, că... că n-am fost la apelul de seară făcut realizator. Da. Băi, în primul rând, Cristian Bănățean. Am ținut să țin un așa brand al Olteniei. Sigur. Da. Am ținut să ai să vrut să ne așa. Să ne duci în eroare, Cristinele. Sigur că da. Cu mare drag. Eu am intervenit, urmăream pe internet. Da. Și am intervenit cu mare drag pentru că eu știu pe Ana Maria Oprișan de când era mică. Mulțumesc. Din grupurile de la Mehedinți când veneau la filmări și chiar mi-a plăcut de ea. Exact, sunt o generație de soliști foarte bine educați folcloric. Și asta e foarte important. Mulțumim din suflet.
pentru promovarea folclorului, pentru conservarea folclorului și pentru a duce mai departe pe umerii voștri ceea ce trebuie să faceți pentru cântecul Mehelințean, de ce nu pentru portul popular în primul rând, pentru că și eu vin tot de la Mehelințe, eu vin de la Bălățița și... Adică e o coproducție. Când văd așa, și când văd generația tânără că începe să dezvolte și să preia pe umerii lor de tinere vlăstare, așa să spun eu, muzica populară și folclorul, în primul rând. Mulțumesc foarte mult pentru cuvintele frumoase, vă apreciez din suflet și vă respect și sper să ne întâlnim mai des, de ce nu, că mi-ar face plăcere. Ai auzit Cristi Colom alături de noi, da? Cristi este nedespărțit de evenimentele mele. Îi salut și pe colegii tăi din formație. Mulțumim mult din suflet. Extraordinar și lasă-mă să mă laud și eu cu tine. Dacă a reușit să-l facă pe domnul Dragnea să cânte imnul Universității Craiova la Marea Sărbătoare de la Craiova, îți dai seama că sigur. Are un cuvânt de spus, Cristian Bănățeanu. Eu încă o dată vă felicit pentru emisiune, să fiți sănătoși în primul rând, că mulțumesc. Este important. Să aveți parte de un Paște liniștit, salutări conducerii televiziunii și TV Accent și Radio Accent, tuturor realizatorilor și să aveți parte de un Paște fericit, încă o dată repet, și cu liniște în suflet că este mai bună decât toate și sănătate că... este mai bună decât toată. Te pup, Cristi. Doamne, îți mulțumesc. O seară frumoasă să aveți și tot ce vă doriți dumneavoastră. A fost Cristian mulțumesc. Bănățeanu, unul dintre interpreții îndrăgiți din Oltenia și nu numai din țară. Vreau să o salut pe Claudia Dascălu, cea care se află în cabina de emisie a radioului Accent, cea care, iată, astăzi a promovat prezența ta în emisiune. Și vreau să-l salut și pe domnul Logofetescu, prietenul nostru drag, Adelin. Așa îi spune toată lumea, Adelin, domnul Adelin Logofetescu, un tânăr interpret care, iată, tot din dragoste pentru folclor, a început să facă și emisiuni radio. Rog, colegii mei, să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care ne cântă din nou Ana Maria Oprișan. Publicitate. Pomadil Com SRL. Masa ta de Paște poate fi mai puțin costisitoare dacă îți faci cumpărături la Pomadil Com SRL. De la noi poți cumpăra la prețuri foarte bune alimente, cafea, băuturi alcoolice și non-alcoolice, dulciuri, prăjituri, cozonaci și chiar ouă și iepuraș de ciocolată. Să ai un Paște fericit alături de Pomadil Com SRL. Nou în Craiova, școala de șofer Lupu. Numărul 1 în Oltenia. Școlarizează gratuit șoferi pentru categoriile C și E și asigură angajare în Evals, Olanda. Angajează șoferi pentru tir fără experiență. Școala de șofer Lupu dispune de un parc auto diversificat și de săl de cursuri dotate după normele europene, de personal specializat la cele mai înalte standarde. Școlarizează toate tipurile de atestate profesionale. Relații și programări la 0745-772-672. 0351-463-738. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi Auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Like a shooting star, I go. Obține acum categoria de permis auto A, B, C, B, E, C, E sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu o experiență de peste 7 ani.
Ai un eveniment important în viața ta și nu ai găsit încă locația potrivită? Vino la restaurant Unic Joven Grill. Aici veți găsi atmosferă relaxantă, mâncare bună și personal calificat. Ce? Nu ne crezi? Atunci vino și convinge-te! Ne găsiți în strada 9 Mai din Târgu Jiu. Casa de discuri Emmy Events Music a lansat pe piața muzicală din România un album de excepție. Mi-au trecut anii frumos. Cel mai nou CD al îndrăgitului interpret de muzică populară Vasile Ciobanu. Mi-au trecut anii frumos. Bătrânețe-ți fac necaz. Albumul conține 19 piese, dintre care 8 în duet cu Nina Predescu. Comenzi la telefon 0722 833 814 sau pe www.emmyeventsmusic.ro. Emmy Events Music, casa de discuri care își răsfață publicul și își respectă colaboratorii. Aici sunt artiștii și muzica sufletului tău. Nou în Craiova, școala de șofer Lupu. Numărul 1 în Oltenia. Școlarizează gratuit șoferi pentru categoriile C și E și asigură angajare în Evals Olanda. Angajează șoferi pentru tir fără experiență. Școala de șofer Lupu dispune de un parc auto diversificat și de săl de cursuri dotate după normele europene, de personal specializat la cele mai înalte standarde. Școlarizează toate tipurile de atestate profesionale. Relații și programări la 0745 772 672 0351 463 738. Ești în căutarea unui loc de muncă? Acum ai ocazia să lucrezi într-un colectiv energic și cu dorință de afirmare. Aviron Plus, compania care a preluat fosta Avicola și care a finalizat reconstrucția întregului complex Avicola, angajează agenți de livrare, mecanic întreținere, electrician și instalator. Se oferă salariu atractiv, plata orelor suplimentare, bonusuri în funcție de performanțe, traininguri în țară și în străinătate, bonuri de masă, transport și o masă caldă. Relații la numerele de telefon 0728899999 sau 0728285273. Universitatea Liberă Internațională din Moldova, prin Centrul de Consultanță, Orientare și Selecție pentru Studii la ULIM din Târgu Jiu, vă oferă studii de masterat pentru anul universitar 2019-2020, științe sociale și ale educației, cu specializările psihologia clinică și consiliere psihologică, managementul serviciilor sociale și de sănătate, management educațional, managementul culturii organizaționale și comportamentale ale resurselor umane, informatică, inginerie și design, cu specializările tehnologii și aplicații web, calculatoare, sisteme și rețele informatice, drept cu specializările, instituții de drept privat, științe penale, instituții de drept administrativ și constituțional, drept economic și proceduri vamale, drept internațional și instituțional, științe economice cu specializările business, management și antreprenoriat, management, marketing și logistică, finanțe, bănci și contabilitate, management, expertiză și audit, relații internaționale, științe politice și jurnalism cu specializările diplomație, securitate, business și comunicare, media, management și marketing online. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Eroilor, numărul 6, pe Facebook ULIM Târgu Jiu și la telefon 0253 214 019 sau 0734 517000. 00. ULIM, viitorul carierei tale. A venit căldura și terasa noastră tot nu e gata. Unde sunt corpurile de iluminat pe care mi le-ai promis? Le-am comandat la Ecoelectrice, iubito. Vino și tu și descoperă promoțiile în magazinul Ecoelectrice din Târgu Jiu. Toată gama de materiale electrice, corpuri de iluminat pentru interior și exterior de cea mai înaltă calitate. Eleganța și simplitatea completează prețurile accesibile și promoțiile cu care ne întâmpinăm clienții. Iluminează-ți casa inteligent. Ecoelectrice. În Târgu Jiu, strada Victoriei 158, vis-a-vis de Lidl sau pe electrice-eco.ro și pe Facebook Electrice Eco.
bine, dragii mei, iată că am ascultat-o din nou pe Ana Maria Oprișan, interpretând alte două cântece. O să cântăm mai mult, că noi mai mult am vorbit. Sigur, da? Că da, o să cântăm. Că tu ai multe cântece. Așa este. Și o să mai vorbim și la telefon, că Bogdan e acolo la telefon. Așteptăm grămadă. Cu mare drag, da. Telefoanele telespectatorilor Ana. Noștri. A ajuns acolo unde ai început tu să mergi pe la festivaluri, te-ai dus acolo la Prundeni. Da. Dincolo de Drăgășani. Așa este. Unde e domnul Horăscu, primar. Da, a fost și atunci și este și... Cel care are Radio Horion la Craiova. Dacă n-ai știut, uite, mai N-am știut, ceva. Acum știu. Am mai aflat ceva de Horăscu, la dumneavoastră. Horăscu, prietenul meu, îl salut și îl îmbrățișez cu drag. Mare drag. A fost primul concurs pe care l-ai câștigat, mai mare, da? Și unde ai avut fericita ocazie să o cunoști pe regretata Marioara Murărescu. Așa este, a fost primul concurs mai mare pe care l-am câștigat. Prima etapă a avut loc la Severin și nu am putut decât doi mehedințeni să mergem mai departe. Da. Preselecție se spune. Preselecție, da, într-adevăr. Da. Și după care ne-am dus acolo la Prundeni. Iar după acest festival, după câștigarea locului întâi la acest festival, așa cum am spus, doamna Marioara Murărescu m-a luat sub aripa dânsei. Ce a urmat după Prundeni? Dacă avem telefon, să-mi spuneți. Alo! Alo, bună seara! Bună seara și bine ați venit în emisiunea noastră! Bună seara, vă spun de la Reșița din Caraș-Severin, vă sună Dănuț Cârdu la telefon. Domnul Dănuț, sunteți un prieten adevărat, știu că ne urmăriți mereu. Vă îmbrățișez cu drag și vă mulțumesc din suflet. Vă ascult cu mare drag. Mă bucur, iată, că am reușit cu ajutorul rețelelor de socializare să ați reușit să ajungeți și în casele noastre aici în Banat. Aș vrea să fac câteva dedicații tuturor, atât dumneavoastră cât și invitatei dumneavoastră, să-i urez un Paște fericit, multă, multă sănătate, succes și tot ce este mai bun și mai frumos să vă dăruiască bunul Dumnezeu. Iar acum, în pragul sărbătorilor de Paște, vă urez un Paște fericit dumneavoastră, echipei Accent TV, tuturor prietenilor, familiei dumneavoastră, familiei mele, tuturor celor care mă cunosc și tuturor Gheorghe, care poartă numele și derivatele numelui de Gheorghe, da. Care ieri și-au sărbat ziua. Urările și sunt reciproce. Încă o dată, multă, multă sănătate și să nu o uităm pe tezaurul viu al mehedințului. Pe mama Domnica Trop. Da. Multă, multă sănătate, un Paște fericit și vă pupăm. Să așteptăm cu bine prima ediție a festivalului Domnica Național Trop. Domnica Trop. Da. Să știți că anul trecut am fost la zilele orașului Reșița, am fost în staful de organizare. Dacă venim, dacă avem șansa să câștigăm și anul ăsta, o să fiu acolo și mi-aș dori tare mult să ne cunoaștem. Îmi pare rău și eu am fost, dar nu știu, așa, de așa natură cunoșteam. Că nu ne-am întâlnit. Da, da. Am fost acolo. E suficient să întrebați orice comerciant de Nena Nelu și mă găsiți imediat. Da? Cu mare drag și cu mare nerăbdare. Mă îmbrățișez cu drag. Bine, o seară bună, multă, multă sănătate dumneavoastră, familiilor dumneavoastră, un Paște fericit și invitatei dumneavoastră mult, 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 mult și mai mult succes și sănătate. Mulțumesc din suflet, Paște fericit și seară frumoasă vă doresc. Băi, Ana, da. Tu ești norocoasă. Așa considerați? De ce? Păi spun de ce. Iată, în seara asta ne-a sunat doi artiști, ne-a sunat domnul Cârdu din Reșița. Uite că lumea te iubește, te admiră, te prețuiește. L-am văzut și pe prietenul tău, vreau să-l salut. Îmi dai voie să-l salut? Sigur că da. Să-ți trăiască. Uite, Doamne, vezi, ajută. E un semn pozitiv că el are grijă și te duce pe unde ai tu nevoie. Așa este. Asta a raportat la cântecul care l-ai cântat. Da. Să stea liniștite, că
se găsește cineva și pentru ele. Și al meu e pus deoparte, cum da. Am spus în cântec, da. Sigur este cu da. Mine, bineînțeles, mă susține și mă bucur tare mult. Și am înțeles că și domnia sa este tot instrumentist și nu orice instrumentist. Da, cântă la saxofon și o face la orchestra voastră Lăutarii Mehedinciului din Robeta Târnu Severin, condusă de maestru Nucu Drăghia, nu pe care îl salut și o salut și pe Alina Moț Drăghia. Bă, ce bătrân sunt, bă. Erau copii, mă, când eu filmam cu ei. Da. Vă pup și vă iubesc. Alo! Bună seara! Bună seara, bună seara. Și bine ați venit în emisiunea noastră. Vreau să felicit și eu pe... Bună seara! Bună seara! Dați televizorul mai încet! Bună seara, Ana Maria! Bună seara! Vreau să vă felicit și să vă urez mult succes. Sunt din Timișoara. Da? Mă bucur să auzim. Sunt prietenă pe Facebook și cu mama dumneavoastră și cu dumneavoastră. Sunt capăt de afiș. Da? Da. Dorina Moise. Îmi pare bine să vă aud. Da, vă doresc sărbători fericite. Da. Și toate cele bune. Mult succes. Sunteți o drăguță. Mulțumesc din suflet. Paște fericit vă dorim și noi. Asemenea, sănătate. Vă doresc la toți. Doamne, la revedere. Doamne ajută, seara mare frumoasă. Bucurie ne-ați făcut că ne urmăriți și la Timișoara. Dacă ne urmărește la Timișoara, vreau să cântăm. Sigur că da. Da. Doamnelor și domnilor, am să rog din nou pe Ana Maria Oprișan să ne cânte și să ne încânte cu alte două cântece. Fiindcă-i greu la treabă, lungită mă lăsa să dorm.
ne-a cântat și ne-a încântat din nou Ana noastră cea frumoasă, Ana Maria Oprișan. Măi, Ana, da. Cine ți-a făcut textele astea? Multe dintre texte sunt făcute de către mama mea. O salut pe mama ta, îi sărut mâna dreaptă. Și eu salut toată familia. Cred pentru că, sunt la țară. Acum. Da, bineînțeles, mă urmăresc. Sunt la țară, la bunici. Îi salut și pe bunicii mei pe care îi iubesc din suflet și pe părinți și pe care salut. La fel îi iubesc și toată familia. Da? Și toți prietenii și toți telespectatorii noștri care ne urmăresc. Și toți consătenii de la Bala de acolo. Da, satul Rugina, comuna deci Bala. Faci tu majoritatea mamii. Majoritatea și? Mamii, de asemenea și eu. De multe ori... Mai apelez și la alții. Apelez la mama în primul rând pentru că nu am tot timpul inspirație să duc un cântec la bun sfârșit. Așa, și mămica? Are grijă, da? Să-și lefuiască acolo cum trebuie. Orchestrația? Ce-am ascultat? Orchestrația, vreau să salut pe această cale pe Daniel Pârvu Vivaldi, cum îi zic eu și mulți alți colegi. Finul lui Dolănescu, știai? Nu știam. Vivaldi, nu știai că e finul, cu vioara. Vivaldi cu vioara de aici, de la Târgu Jiu, da? Nu știai că e finul lui Ionuț? Nu. Aoleu, te bat. Am aflat acum. Îl salut și mulțumesc cu drag pentru colaborarea pe care am făcut-o. Da? Datorită lui am piesele acestea acum. Da? Sigur. Bravo. Felicitări. Chiar am vrut să o întreb neapărat cui aparțin linia melodică. Linia melodică și în studio la el am tăras și multe dintre, nu toate liniile melodice mi le-a făcut el, majoritatea, da. Dar da. Orchestrațiile și studioul au fost la el. Bravo, felicitări! Hai să-l rog pe Bogdan să mai luăm o scurtă pauză de publicitate, după care o să cântăm din nou, că ne place mai mult să cântăm. Publicitate! Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi Auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesionist. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi Auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu experiență de peste 7 ani. Pomadil Com SRL. Masa ta de Paște poate fi mai puțin costisitoare dacă îți faci cumpărături la Pomadil.com SRL. De la noi poți cumpăra la prețuri foarte bune alimente, cafea, băuturi alcoolice și non-alcoolice, dulciuri, prăjituri, cozonaci și chiar ouă și iepuraș de ciocolată. Să ai un Paște fericit alături de Pomadil.com SRL. Dacă ești în căutarea unui loc de muncă unde îți poți pune în valoare aptitudinile și ideile, demonstrând implicare și responsabilitate, te așteptăm să te alături echipei noastre. Aviron Plus, compania care a preluat fosta Avicola și care a finalizat reconstrucția întregului complex Avicola, angajează inginer automatist, mentenanță industrie alimentară, inginer abator și specialiști calitate în industrie alimentară. Se oferă salariu atractiv, plata orelor suplimentare, bonusuri în funcție de performanțe, traininguri în țară și în străinătate, bonuri de masă, transport și o masă caldă. Relații la număr de telefon 0728899999 sau relații la numărul de telefon 0728285273. Hotel Story, clasificat cu 3 stele, alegerea optimă atât pentru oamenii de afaceri cât și pentru turiști. Hotel Story dispune de 40 de camere și apartamente dotate cu TV, internet și aer condiționat. De asemenea, hotelul dispune de sală de conferințe, restaurant, bar și parcare gratuită. Hotel Story, garanția confortului dumneavoastră.
Ne găsiți în Târgu Jiu, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 78 sau la numărul de telefon 0371 100 006. Nou în Craiova, școala de șofer Lupu. Numărul 1 în Oltenia. Școlarizează gratuit șoferi pentru categoriile C și E și asigură angajare în Evals Olanda. Angajează șoferi pentru tir fără experiență. Școala de șofer Lupu dispune de un parc auto diversificat și de săl de cursuri dotate după normele europene, de personal specializat la cele mai înalte standarde. Școlarizează toate tipurile de atestate profesionale. Relații și programări la 0745 772 672 0351 463 738. Producător de haine din piele a ajuns în Târgu Jiu în parcarea mall-ului. Vă așteptăm cu oferta de primăvară, modele noi la prețuri atractive. Relații la numărul de telefon 0744 779 644. Îți dorești o manicură perfectă, un make-up profesional sau schimbare de look? Amelia Beauty Salon vă stă la dispoziție cu produse de cea mai bună calitate la cele mai mici prețuri. Coafură, manicură, pedicură, make-up. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Corneliu Coposu, bloc 3, parter sau la numărul de telefon 0731 592 357. Universitatea Liberă Internațională din Moldova, universitate de prestigiu internațional, are cele mai diversificate specializări cu o foarte mare flexibilitate de studiu, înscrierea făcându-se prin selecția de dosare la studii de licență, master, doctorat, la următoarele facultăți acreditate pentru anul universitar 2019-2020. Științe sociale și ale educației cu specializările psihopedagogie, servicii de asistență socială și psihologie, informatică, inginerie și design cu specializările securitate informațională, informatică și design. Design interior, drept cu specializarea drept. Științe economice cu specializările administrarea afacerilor, business și administrare, economie mondială și relații economice internaționale, finanțe și bănci. Servicii hoteliere, turism și agrement, marketing și logistică. Relații internaționale, științe politice și jurnalism cu specializările relații internaționale și jurnalism și procese mediatice. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Eroilor, numărul 6, pe Facebook Ulim Târgu Jiu și la telefon 0253-214-01. Sau 0734-517000. Ulim, viitorul carierei tale. Primăria și Consiliul Local Peștișani alături de Consiliul Județean Gorj au onoarea de a vă invita în data de 5 mai, începând cu ora 11, la manifestările prilejuite de cea de-a 8-a ediție a Festivalului Cântecului Jocului și Portului Popular din Peștișani. Programul începe la ora 11 cu parada Portului Popular în centrul comunei Peștișani. La ora 13 are loc sărbătoarea câmpenească cu cântec și voie bună în Poiana Mare din satul Frâncești, alături de Nicoleta Lătărețu și ansamblurile invitate. Vă așteptăm cu drag! Vrei să plătești puțin când alimentezi mașina? Și asta oriunde te-ai afla? Antares Gas este rezolvarea. Vino la stațiile noastre din județele Argeș, Vâlcea și Gorj. În Târgu Jiu, orașului Brâncuș, ne găsiți pe calea București, numărul 64, lângă sediul Radio Accent și pe strada Luncilor, peste podul de la Kaufland. Antares Gas, soluția ideală pentru mașina ta. Antares Gas, calitate la prețuri fără concurență. Antares Gas.
ce dorul nu-mi dă pace când luna e sus. Nu înțeleg, micuțul meu, de ce tot te-ai dus. Mă mângâie cu o rază luna de pe cer. Și că te întorci la mine, nană, eu mai sper. Numai luna mi-e nană, mărătoră în tăcere. Ea știe fericită. Nu te-am căutat vreodată, dar ai fost
să mă simt iubită lângă tine, fericită. Nu te-am căutat vreodată, dar ai fost trimis de soartă de tine să fiu iubită și să mă faci fericită. Nu te-am căutat vreodată, dar ai fost trimis de soartă de tine să fiu iubită și să mă faci fericită. Am ascultat-o din nou pe Ana Maria Oprișan. Măi, Ana, mai impresionat cu frumusețea textelor. Mulțumesc din suflet, mă bucur. Uitam la băiatul tău. El știe că pentru el ai cântat acum, nu? Melodia aceasta, da. Îmi pare sincer rău că nu l-am luat cu cu saxofonul. Mine. Da. Uite, dar vezi? La următorul material, cu siguranță mi-ai o să mi-ai aruncat fie mingea la fileu, că trebuie să le spun telespectatorilor noștri că Ana Maria Oprișan știe să cânte și cu naiu. Așa da? Este. Ea este solist-instrumentist la ansamblul la Orchestra Lăutarii, Lăutarii Mehedințului Teodor Costescu din Drobeta, Turnul Severin. A Palatului de Cultură Teodor Costescu din Turnul Severin. Așa este. A cărui dirijor este maestru Nucu Drăghia, un prieten drag sufletului meu. Iar prietenul tău, Robert Deliu, se numește, cântă la saxofon. Cu tine în orchestră. Cu mine în orchestră, cu mine la pupitru, în dreapta și mea. Și de acum încolo să-l ieși cu saxofonul lângă tine. Bineînțeles că o da. Să-l iau. Mai avem un telefon. Alo! Alo, bună seara, domnul Nelu. Bună seara și bine ați venit în emisiune. Mă numesc Poncila Smaranda de la Lupșa de Sus. Da. Vreau să-i fac și o dedicație invitații dumneavoastră, prietenii mele, Băleanu Mona de la Motru, Bădescu Gina de la Motru. Da. Și toți care mă cunosc și pentru dumneavoastră. Și toate melodiile din această seară să fie pentru prietena mea, Băleanu Mona, de la Motru și pentru Gina Bădescu. Și să le meargă afacerea mai bine. Și pentru toți cei care vă cunosc, doamnă. Da, și un paș fericit vă doresc. La revedere, o seară plăcută vă doresc. La fel și dumneavoastră. Ana. Da. Consider că ai fi putut face mai mult pentru cântecul popular? Sau e bine așa în graficul în care ești? Eu, sinceră să fiu, nu sunt mulțumită. Colegii sau cei care mă apreciază îmi spun că e ok, e bine așa, e chiar foarte bine. Pentru că și eu am o nemulțumire raportat la tine. Da, vreau să știu care că n-am făcut o emisiune mai demult cu tine. Și eu m-aș fi bucurat, poate că așa a fost să fie. De acum deși înainte, tu știi că eu te-am sunat așa să este. Te invit la o petrecere în familie, cu bani, nu fără bani, nu și erai probleme. Ocupată. Mi-aș fi dorit din suflet să pot să vă fiu alături. Nepotul meu care a avut nunta și a dorit extraordinar de mult să te aduc la nuntă, dar ai fost ocupat. Poate o să vin la botez. Și m-am supărat și am adus pe Ionuț Dolănescu cu Maria Ciobanu și cu Doinița. Super! Alo! Alo, să trăiți, domnul Nelu. Bună seara. Mă numesc Liviu Sturzu de la Vâlcea. Da, domnul Liviu, seara. Să trăiți. Vă salut cu mult respect și invitata dumneavoastră. Bună și seara. Eu. Uite și un vâlcean. Să rămână, domnișoară scumpă. Și vreau să fac câteva dedicații. Vă rog. Să fie pentru familia mea, pentru toți prietenii mei, pentru soția mea dragă și pentru toți cei care mă cunosc. Și toate melodiile cu invitata dumneavoastră să fie pentru soția mea, Vasilica, o iubesc mult. Unde cum sunteți acum? Am sosit din Germania, am fost în Germania la muncă și am sosit în România. Nu, dar unde vă aflați în momentul ăsta? În momentul acesta cu soția mea, mă aflu cu soția mea în Vâlcea. Vă îmbrățișez cu drag, bunul Dumnezeu să vă ocrotească, să fiți bucuria celor ce vă înconjoară. Și mulțumim frumos, spuneți dumneavoastră unde e mai bine decât acasă? La noi în țară e cel mai frumos, dar să dea Dumnezeu să fie bine, să avem de lucru în țara noastră, nu în alte țări. Așa este, așa sperăm toți, da. Da, de, domnule. Suntem sceptici, eu unul mă abțin. Sănătate, domnul Sturzu. Să aveți un mulțumim Paște fericit. Mulțumim frumos la fel și dumneavoastră și la invitata dumneavoastră și la toată redacția Accent. Mulțumesc din suflet. Cele bune. Ana, vezi? Și Vâlcea e lângă tine.
Mă bucur că am primit telefoane așa din... Din Timișoara, din Craiova, din... Păi vezi, asta înseamnă Accent TV. Și asta înseamnă să faci o emisiune lângă un om care îl cunoaște lumea. Da, așa este. O salut pe Maria Loga. De câte ori fac emisiuni cu ea, spune, mă, Nelule, noi suntem prieteni de viață. Zice, mă, știu și eu că am fost în emisiune azi. Da. Da, așa este. Cui ar trebui să-i mulțumești tu cel mai mult pentru tot ceea ce ai realizat până în acest moment? Ar fi destule persoane cărora le-aș mulțumi, dar cel mai mult și cel mai mult le-aș mulțumi părinților mei. Asta mă așteptam să fie răspunsul. Da, acesta este. Pe care îi salut încă o dată și le mulțumesc și eu din suflet pentru copilul minunat pe care l-a crescut, pe care l-a sprijinit și pe care l-a pregătit pentru viață. Că e mare lucru să ai lângă tine părinți care ți înțeleg dorința de a cânta. M-au susținut foarte mult și... Și încă te mai susțin. Bineînțeles, da. Îl ai tu acum pe Deliu lângă tine, dar parcă, știi, când te consulți cu mama la un text sau la altceva, parcă e altceva. Cu el mă consult la liniile melodice și cu mama la text, așa că am două ajutoare. Mai avem un telefon, Nea Sabine. Uite, am aici pe Nea Sabine care îmi dai ordine. Păi, ce să mai... Alo! Da! Bună seara! Da. Bună seara! Cum vă numiți și de unde ne sunați? Jean Popescu de la Bălește, Gorj. Să trăiți, domnule Jean Popescu! Să trăiți, domn profesor, eu v-am mai sunat. Și eu vă salut. Să trăiți toate cele bune, să rămânile, doamna. Bună seara. Domne, mi-am dorit tare mult, m-a chemat odată primarul acolo să organizez ziua comunei. Am făcut lista cu artiștii și după aia a avut cineva grijă să se ducă să spună că rezolvă ei cazul, să nu mai vin eu. Dar... mi-aș dori să vin odată să vadă oamenii ce înseamnă să urce Nelu Șerban pe scenă cu artiști și să organizeze un eveniment. Dar asta a fost. Domnule profesor, sunt Nena Nelu, că mi-e mai drag așa. Eu chiar îl cunosc bine pe Mădălin. Da. Să-l... acum nu pot să spun că am eu putere să... Nu, nu, dar să-l întrebați că eu nu vă păcălesc. Vă ascult. Nici o problemă. Bănuiesc că o să ne întâlnim acum de sărbătorile de Paști și o să discutăm problema asta. Cu mare drag. Vă îmbrățișez și vă mulțumesc. Bine, domnule profesor. Acum ascult dedicațiile. Vă rog. Domnule profesor, vreau să fiu și eu un pic egoist. Și ce cântă doamna să fie pentru mine, să mă simt și eu bine. Chiar dacă nu spuneați dumneavoastră, o rugam eu să cânte pentru dumneavoastră. Cu mare drag. Mulțumesc foarte mult. Cu mare drag. Vă îmbrățișez cu drag, vă doresc multă sănătate și fie ca bunul Dumnezeu să aducă în casa dumneavoastră sărbătoarea învierii Domnului cu multă bucurie și sănătate. Vă mulțumesc mult. O seară bună. Ana, hai să cântăm. Sigur că da. Cât îmi dați la emisiunea asta ca timp? Că dacă mai îmi dați 2 ore, nici nu mai vin. Dați-mi 4-5 ore să mă satur de cântat. Mi se spune că trebuie să ne luăm la revedere. A trecut atât de repede timpul, îmi pare. Și nu mai am nici ceas. Am zis să mă duc să cumpăr un ceas, să-l pun pe perete aici ca să văd. A zburat. Uite, imediat. Probabil a primit Nea Sabine în un mesaj. Eu, în general, eu nu fac emisiuni cu cască. Da. Un realizator n-are nevoie să-i să spună în cască ce trebuie să facă. Că el știe ce trebuie să facă, da? Adevăr. A venit momentul să salutăm. Mai bine prefer să cântăm mai mult. Să salutăm telespectatorii, să le adresez un gând bun acum în preajma sărbătorilor pascale. Și ai fost o norocoasă și de această dată că iată ai prins ultima săptămână din postul Paștelui, când toată lumea se va bucura și se va prinde într-o horă mare alături de cei dragi în jurul meselor îmbelșugate. Mă bucur tare mult că am fost alături de dumneavoastră. Vreau să salut pe Olguța Berbec, nu știu dacă se uită la noi. Ea este complicele. Ea este complicele, da. Fata, eu mă bucur tare mult că s-a gândit la mine. O iubesc din suflet și sunt...
mulți artiști din Mehedinți pe care eu îi port în inimă. Vreau să salut că tot nu mai avem timp, toți telespectatorii noștri, toate rudele, toți prietenii mei și familia. Le doresc din suflet un Paște fericit, luminat, cu bucurii și multe realizări. Îți mulțumesc din suflet. Mulțumesc și eu. Uite-te din suflet bine pentru... în ochii mei. În seara asta ai câștigat foarte mult. În primul rând, dragostea și prețuirea publicului, telespectatorilor noștri. M-ai convins pe mine că tu nu trebuie să lipsești din preajma mea. Și mai mult de atât, vreau să îi mulțumesc bunului Dumnezeu că ai prieteni adevărați și minunați, așa cum este și prietena căreia tu i-ai rostit numele, adică Olguța Berbec. Da? Da, așa este. Cum a fost și Marian Medregoniu și Cristian Bănățeanu și Liviu care Olteanu. Care au intervenit și le mulțumesc da. Din suflet, colegii adevărați și prieteni. Îți urez mult, mult succes pe drumul cântecului popular. Sunt sigur că alături de Robert veți face o familie nu numai de cântec, o familie care să fie un exemplu pentru foarte mulți interpreți. Să vă dăruiți total și cu încredere și cu speranță publicului. Pentru că ceea ce transmis tu prin cântec nu prea pot alții să transmită. Tu ești lăsată de Dumnezeu să primenești folclorul. Tu ești lăsată de Dumnezeu să fii iubită de oameni. S-a demonstrat în această seară. Bucură-te de ce ți-a oferit viața, de ce ți-a oferit bunul Dumnezeu. Mulțumesc. Lacrimele sunt de bucurie. Așa și este. Din partea ta și din partea mea. Vă mulțumesc. Îți mulțumesc, Doamne, iată că și în această seară ne-ai făcut parte de un suflet minunat, de o floare mândră ce bate cu pași repezi la porțile cele mai înalte ale cântecului și sunt sigur că așa se va întâmpla. Mulțumesc din suflet tuturor celor care ne-au urmărit în această seară, celor care au intrat în legătură directă. Mulțumesc din suflet echipei tehnice din regia de emisie și din platou și fie ca bunul Dumnezeu să aducă în casele noastre numai și numai bucurii și împliniri. Ca de fiecare dată, la final de emisiune vă spun tuturor sănătate, bucurie și împliniri. La mulți ani și să ne vedem cu bine! Joace mulți, privesc la mine că știu să joc bine. Hai nană, loc nu sta, frumos cântă muzica. Altul de mă joacă, știu că n-o să-ți placă. Inima-i voioasă, deloc nu poate răbda. Cum să stau deoparte când îmi cântă muzica. Hai în horă, dacă-ți place că vin alții să mă joace mulți. Privesc la mine că știu să joc bine. Hai nană, loc nu sta, frumos cântă muzica. Altul de mă joacă, știu că n-o să-ți placă. Hai în horă, dacă-ți place că vin alții să mă joace mulți. Privesc la mine că știu să joc bine. Hai nană, loc nu sta, frumos cântă muzica. Altul de mă joacă, știu că n-o să-ți placă.
din horă. Dacă-ți place că vin alții să mă joace mult, îți privesc la mine că știu să joc bine. Hai nană, în loc nu sta, frumos cântă muzica. Altul de mă joacă, știu că n-o să-ți placă. Abia învăț să trăi, nu știu mâine cum o fi. Multe griji mai sunt în viață, cu greu le pot face față. Abia învăț să trăi, nu știu mâine cum o fi. Am trecut cu bucurie, frumoasă copilărie. Și unde aș trăi ca la maica n-o mai fi. Am trecut cu bucurie, frumoasă copilărie. Și unde aș trăi ca la maica n-o mai fi. Ieșeam fluierând pe luncă, nu știam ce e aia muncă. Aveam poalele curate, mama le făcea pe toate. Ieșeam fluierând pe luncă, nu știam ce e aia muncă. Aveam poalele curate, mama le făcea pe toate. Dacă nu vrea sorta ca să fie al meu, să-ți aduci aminte. Este de noi.